Secretarul general adjunct al Ministerului Economiei, gorjeanul Dumitru Pârvulescu, a fost revocat din funcție de către premierul Victor Ponta în data de 1 martie. Fostul subsecretar de stat este judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție sub acuzația de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave. În același dosar mai sunt judecați fostul primar de la Peștișan, Florin Pavel, și senatorul liberal Dian Popescu, potrivit căruia schimbarea lui Pârvulescu este un pas înainte. O decizie luată de ministrul Varujan, propusă guvernului, dar nu are nicio legătură, pentru că după algoritm era o poziție venită odată cu separarea ministerului sub Grapini, ministru Niță și ministrul economiei, care revenea PSD-ului. Și domnul Pârvulescu va ocupa o funcție de director general, ministrul economiei sau ministerul de finanțe. TV Sud a solicitat o poziție oficială Ministerului Economiei privind trimiterea în judecată a secretarului general adjunct. Atât ministru cât și conducerea PNL Gorj nu par să fie deranjați de statutul de inculpat într-un dosar de corupție al lui Dumitru Pârvulescu.